Problemele au apărut în urmă cu 7 ani, când vechea clădire a primăriei s-a deteriorat din cauza unor conducte de apă. Soluția ce se dorea a fi temporară i-a venit în mintea primarului. A mutat toate birourile într-o scară de bloc. Au fost închiriate de la regionala CFR Constanța 3 etaje într-o scară de bloc, în total 10 apartamente, unde muncesc aproape 120 de angajați și pentru care primăria plătește lunar o chirie de 22.000 de lei. Fiecare încăpere este împărțită de cel puțin 3 funcționari. Probleme sunt cu persoanele cu dizabilități care nu pot ajunge la etaj. Când apar situații de acest fel, coboară reprezentanții primăriei și rezolvă solicitările în stradă. Biroul meu este într-o sufragerie, după câte observați, este mai spațios, pentru că avem și o sală de lucru aici, o sală de ședințe, unde ne întâlnim atunci când avem de discutat problemele administrative. Domnul viceprimar are biroul în dormitor, pentru că acolo este cel alăturat. Aici avem un apartament de 2 camere care a fost transpus, să spunem așa, pentru nevoile noastre. Problema cea mare o reprezintă lipsa spațiului. Oamenii abia au loc să-și desfășoare activitatea. Municipiul Fetești numără aproximativ 35.000 de locuitori. Funcționarii, dar și locuitorii, mai au de așteptat. Primăria va avea abia peste 2 ani un nou sediu.